într-o zi minunată de iarnă. Deschidem manifestările dedicate Zilei Naționale și vă rog să permiteți ca în această piațetă să intre drapelul României oferit de Ministerul Apărării Naționale prin doi distinși oaspeți care i-am avut în zilele precedente. Vă mulțumesc! Cyber Monday la CCC. Soarta la care să se închide și cruzită.
când la noastre piepturi păstrăm cu felul nume, triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Priviți, mărețe umbre, Mihai Ștefan Corvine, româna națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți, cu brațele înarmate, cu focul vostru vine, viață, libertate, ori moarte strigă toți, ori moarte strigă toți, preoți cu crucea în frunte, căci oastea e creștină, de visa e libertate și scopul e prea sfânt, și scopul e prea sfânt. Murim mai bine lupta cu glorie de plină decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Mulțumim, doamnei director, a școlii din cadrul centrului educativ pentru acest moment emoționant. În această zi specială trebuie să aducem un pios omagiu eroilor care s-au jertfit pentru această țară, pentru România, pentru România Mare, și noi astăzi să putem fi liberi, să fim un popor suveran, să putem fi aici prezenți cu toții și să ne bucurăm unii de alții. Așadar, invităm pe preacucernicii părinți din orașul Târgu Ocna, împreună cu părintele protopop Ioan Bârgăoanu, să transmită această slujbă pentru, în memoria eroilor. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim tuturor celor care sunteți prezenți și simțiți românește. Vă invităm și uitați-vă la ceas, 10 minute de rugăciune. Salutăm pe toți cei care simt românește, reprezentanții Consiliului Județean, ai primăriei, consilierilor, tuturor celor care iubesc România și mai ales pe românii de diferite vârste. 10 minute să ne rugăm. Slavă Sfinte, cele de o ființă și nedespărțitei trăim, întotdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor, să spunem împreună, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Dumnezeule, adevărului, care pentru tine ești și Patrie Cunești, mistierul mânătăților și rătătorului de viață, vino și te sărăjuiești pentru noi, și ne curățește pe noi de toată tinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte prime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfântele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel mic. Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului.
veacului nou, acum și pururea și vecii vecilor. Cu înțelepciune drept să ascultăm noi Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Să luăm aminte, în vremea aceea au ținut sfat farisei ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodiane zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-un adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne deci nouă ce ți se pare ție. Se cuvine să dăm dajde cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul dajdei. Iar ei au adus un dinar. Iisus le-a zis: Al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns au ei: Ale cezarului. Atunci a zis lor Iisus: Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l, s-au dus departe. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și mire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu tremur, ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor și asupra poporului român, primarea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Ca și pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși, căzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurata și nespusa Ta milostivire, că precum ai binevoit, a primi atunci rugăciunile robilor Tăi și cu milostivire ai învrednicit a se lipli cererile, așa și acum înainte învrencește a spori în dreaptă credință, în dragostea cea către Tine și către aproapele și în toate fapte cele bune și a dobândi ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii robii Tăi. Miluiește de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și a iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului Tău Duhul lepădării de sine pe care le-a dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli când ne-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri vitejia acea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi toți învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește-i, Doamne, pe făuritorii mari uniri, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și cu rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările Tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți ca totdeauna mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim și să-ți cântăm ție și cele fără început al Tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului Tău, Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă, slavă ție Dumnezeu nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor, amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, peste noi toți, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, întotdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
binecredinciosului popor român de pretutindeni, cârmuitorilor țărilor, țării noastre, mai mari orașilor și ai satelor, dă-le lor, Doamne, sănătate, bună sporire întru toate, apără și păzește predânsii într-un mulți și fericiți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Să fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. Și păzește într-un mult și binecuvântați anii, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare milă Ta, ne rugăm Ți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna fericiților într-o adormire, eroi, ostași, luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, părăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos Împăratul, Cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluie! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dorit viața lumii Tale, însuți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Odihnește-le în loc luminat, în loc de verdeanțele de odihnă, unde nu este durere, întristare și suspin. Și orice greșeală să vârștei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om să fie vis, nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi. Ierte-se Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Bunătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru fericită adormire veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, eroi, ostași, luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești,
pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și a tuturor eroilor voii trotușului și șlefelor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să ierte cu drept, să se numere iar pe noi, să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, distinse domnule primar, domnilor și doamnelor consilieri, iubiți români, dau citire mesajului în al preasfințitului părintelui nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Adâncă recunoștință ctitorilor unității neamului românesc. 1 decembrie este ziua nașterii noastre ca stat unitar între statele independente ale lumii și a consolidării conștiinței naționale. Ziua în care românii din Basarabia, Bucovina, Transilvania și Regatul României, care vorbeau aceeași limbă a vechilor cazanii și mărturiseau aceeași credință apostolică, au rostit într-un glas numele țării care de peste 100 de ani o crotește între granițile ei și a dat numele identității noastre naționale. Această măreață împlinire care reflectă realizarea unității geopolitice și religioase românești trezește în noi sentimente înălțătoare de autentică și profundă trăire, amintindu-ne de personalitățile marcante ale națiunii noastre care și-au consumat existența luptând pentru un ideal și lăsându-ne moștenire o țară. Risipiți pe toate meridianele lumii, în țară sau diaspora, cu mâna așezată în dreptul inimii, rostind nemuritoarele versuri ale imnului național și privind cu demnitate la tricolorul drapelului, românii au datoria sfântă de a purta o vie recunoștință celor care și-au înscris numele între cele ale ctitorilor acestui neam binecuvântat de Dumnezeu. Trăim astăzi timpuri dificile și nesigure în care criza sanitară, informațiile contradictorii sau știrile alarmiste transmit incertitudine și dezbinare, făcând cu atât mai dificilă revenirea la starea de normalitate. În acest context socio-medical, mai mult ca oricând se simte nevoia de echilibru, de înțelepciune și încredere, de solidaritate, compasiune și ajutor de la Dumnezeu. De aceea vă îndemn, Părintește, ca în această zi de aleasă sărbătoare națională, mijlocim pacea și concordia între oameni, să nu uităm că suntem un popor creștin și evlavios care în istoria s-a învins greutățile, înălțând în rugăciune gândul către Dumnezeu. Această zi de sărbătoare să fie pentru fiecare dintre noi prilej de pioasă aducere aminte, imbol de a rămâne în unitate de credință și de neam, de a nu trece în uitare valorile culturale
religioase care împlinesc identitatea noastră națională și de a prețui și conserva patrimoniul inestimabil lăsat prin testament fiilor acestui neam. Oriunde am fi în lume, să mărturisim cu inima crezul nostru național, iubirea de neam și de țară, să ne cinstim eroi și să purtăm o adâncă recunoștință generației de geniu care a trăit pentru împlinirea unui vis măreț. Rog pe bunul Dumnezeu să binecuvinteze această zi de 1 decembrie și să ajute poporul român în realizarea tuturor aspirațiilor nobile de pace, prosperitate și bună înțelegere. Dumnezeu să binecuvinteze România și pe români. La mulți ani tuturor, semnează Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Distinse domnule primar și domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, iubiții noștri, dați-mi voie din partea mea personal să mulțumesc ucenicilor părinți din acest oraș, stațiune, pentru toată abnegația și dragostea care o arată față de drapelul național. Împreună cu ei și cu dumneavoastră, suflete alese ale poporului nostru, am realizat multe manifestări în cinstea eroilor neamului. Încă o dată mulțumim tuturor celor care simt românește în această zi. Pentru buna colaborare pe care o avem noi, Biserica Ortodoxă, cu instituțiile din acest oraș, cărora le mulțumim în mod ales pentru tot ceea ce fac pentru români. La mulți ani, Târgu Ocneni, la mulți ani tuturor! Dragi confrați într-o preoție, stimate autorități, iubiți frați într-o Hristos, suntem adunați astăzi aici pentru a ne ruga pentru eroii țării noastre care și-au oferit viața pentru această patrie, care și-au vărsat sângele și pentru eroii de pe Valea Trotușului. Ne rugăm ca Domnul să-i răsplătească cu viața veșnică și să îi primească alături de sfinții și aleșii săi în împărăția sa cerească. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul și ochii mei îl vor privi și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei! Hristoase, îndură-te de ei! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine mântuiește de cel rău. Amin. Să ne rugăm. Dumnezeule, Părinte atotputernic, Fiul Tău a fost cel din tâi pe care Tu l-ai înviat din morți. Te rugăm, întărește-ne în speranța că și pe acești eroi îi vei învia la viața veșnică prin Hristos Domnul nostru. Odihna cea veșnică dă-le-o lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Mulțumim. Mulțumim, preacucenici părinți, mulțumim, preacucenice părinte protopop, și permiteți-mi ca acum, în numele Consiliului Județean, în numele domnului președinte
Valentin Ivancea, aici, ca și oaspete, pe domnul vicepreședinte a Consiliului Județean, domnul Gelu Panfil, și dorește să ne transmită un mesaj în această zi minunată. Domnule primar, preacucernici părinți, stimați aleși locali, onorată asistență, sărbătorim astăzi Ziua Națională a României, cel mai puternic simbol istoric ce ne definește pe noi, românii, ca nație, în fața istoriei și a celorlalte națiuni. Alături de ziua imnului și de cea a drapelului, ziua de 1 decembrie ne amintește în fiecare an că suntem români, că avem în spate 2000 de ani de istorie și continuitate pe aceste pământuri și că suntem depozitarii unor valori autentice. Prin încărcătura istorică deosebită, această zi ne obligă la o continuă aducere aminte a eroilor neamului, a faptelor lor și a principiilor care i-au însuflețit. Nu voi face parcursul istoric acestui moment, el este bine cunoscut. Voi vorbi doar despre câteva dintre valorile de care aminteam și fără de care unirea ca act istoric ar fi fost imposibilă. Prima dintre aceste valori este solidaritatea. Românii din Basarabia, Bucovina, alături de cei din Banat, Transilvania, Crișana și Maramureș, au hotărât la 1 decembrie 1918, într-un singur glas, alipirea la România, creată prin mica unire de la 1859. Solidaritatea arătată de românii ce au votat actul unirii este o lecție mai actuală ca niciodată. În aceste momente grele, aduse și de pandemia de COVID, care afectează, iată, toate sectoarele societății, solidaritatea este un fapt pe care trebuie să ni-l asumăm toți. Și poate cea mai importantă lecție a Marii Uniri este conștiința faptului că suntem români, că în pofida dezmembrărilor istorice arbitrare vorbim aceeași limbă, avem aceleași tradiții și idealuri comune. Am trăit în cea mai mare parte a istoriei noastre la cumpăna a trei imperii, care, în funcție de interesele conjuncturale, au tăiat bucăți din pământul României. Totuși, românii din toate provinciile istorice au știut să-și construiască o voință politică comună și să o impună marilor puteri ale momentului. Cred că acestea sunt lecțiile mari pe care trebuie să ni le însușim. Pentru că noi, toți, românii, indiferent de locul în care trăim, suntem o singură nație, mă adresez cu gânduri frumoase și românilor din diaspora. Aproape toți avem în familie, printre prieteni, rude, cunoștințe, oameni dragi care au ales, mai mult sau mai puțin benevol, să plece din țară. Atrași de mirajul unui trai mai bun sau doar împinși de nevoi, doresc să le transmit că noi, românii din țară, îi așteptăm cu drag acasă. Iar în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean, să-i asigur că, împreună cu echipa din care fac parte, facem tot posibilul să le ușurăm decizia de a se reîntoarce. Pentru că, într-un final, acasă înseamnă un singur lucru. Locul în care te-ai născut, în care ai rădăcinile și din care îți tragi seva. La mulți ani, România, la mulți ani, români de pretutindeni. Mulțumim, domnule vicepreședinte. Invităm alături de noi pe domnul profesor Constantin Stăcescu să ne transmită un mesaj cu încărcătură istorică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar, distinși părinți, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, membre Consiliului Local, doamnelor și domnilor târgoveneni și dragi, mai ales dragi copii. În calitate de profesor de istorie, aș putea să vă spun foarte multe date și cifre care, în principiu, astăzi n-ar însemna aproape nimic, pentru că 1 decembrie trebuie să fie o încărcătură emoțională, mai întâi de toate. Dar, totuși, sunt momente în istoria națională care au jucat un rol de cotitură. Sunt acele momente fără de care destinul unei națiuni n-ar mai fi fost același. Unul din cele mai importante, în orice top am face, de către oricine, este Ziua Națională și este 1 decembrie. Ca încununarea participării României la primul război mondial și ale eforturilor conjugate ale celor din Basarabia, Bucovina și, evident, Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș de a ne se uni cu micul regat, cum se spunea în epocă. Haideți să vedem totuși pentru noi astăzi, când mai avem un sfert de oră și se împlinesc 103 ani de când s-a citit
rezoluția de unire la Alba Iulia în fața 100.000 de oameni și atunci erau vremuri grele. Ce anume trebuie să mai însemne pentru noi astăzi Ziua Națională? Încă ceva, că pentru că s-a spus mai înainte de către distinși invitați, faptul că trăim vremuri grele în pandemie și că suntem sub, este mai greu să avem o unitate în condițiile în care suferim și mai urmează vremuri grele. Și acum 103 ani era epidemia de gripă spaniolă și sunt mărturii istorice care au început să apară că oameni care aveau peste 40 de grade, care nu știau dacă să mai se întoarcă acasă, au fost riscându-și viața la Alba Iulia pentru a vedea acest vis de veacuri al românilor împlinindu-se. Pentru că și-au dat seama încă de atunci că este acel moment care încununează un vis de veacuri. Și asta ce înseamnă? Că acei oameni erau plini de ceea ce astăzi numim, mai mult sau mai puțin, cu un conținut care să fie relevant pentru cei de astăzi, patriotism. Și ceea ce aș vrea să vorbesc în continuare astăzi, ar fi ce mai înseamnă astăzi patriotismul pentru noi. Pentru că, ne întâlnim, spunem vorbe frumoase, ne scoatem haina cea mai bună și ne bucurăm că suntem împreună. Dar de ce mai suntem astăzi împreună? Doar pentru a comemora 103 ani, că undeva în Alba Iulia s-a făcut Marea Unire? Cred că este insuficient, cred că trebuie să fie mai mult decât atât. După cum s-a spus și aici, este vorba de faptul că 800.000 de români, din toate părțile istorice ale României, și-au dat viața în cei 5 ani de război, pentru că nu trebuie să uităm, Basarabia, Bucovina și Transilvania au intrat în război cât din anul 1914, iar românii au fost siliți să lupte într-un război care nu era al lor. România a intrat din august 1916, știind exact pentru ce vrea să intre, pentru teritoriile locuite de români în Austro-Ungaria, în special Transilvania. De aceea, simbolic, mitologic și chiar și practic, 1 decembrie 1918 joacă un rol aparte în istoria noastră. Pentru că, dacă puneam data de 27 martie, când s-a făcut unirea de la Chișinău, s-ar fi supărat poate bucovinenii și ardeleni. Dacă puneam 28 noiembrie, se supărau toți ceilalți și tot așa. În mod evident, ultimul fapt, ultimul act în succesiune istorică este cel care contează. Mai mult decât atât, haideți să vedem. Atunci, patriotismul însemna să-ți dai viața pentru patrie. Însemnau acei 100.000 de români care au murit pe front, însemnau sacrificiile extraordinare făcute de civili, pentru că și civilii au suferit alături de ei, însemnau sacrificiul unor eroine, precum Regina Maria sau Ecaterina Teodoroiu, care de curând a fost omagiată de Banca Națională a României și apare pentru prima oară pe o bancnotă o femeie, semn că, în sfârșit, astăzi putem să recunoaștem în legală măsură și contribuția doamnelor și eroinilor patriei noastre, nu doar ale bărbaților. Pentru că de obicei vedem pe doar pe bărbați. Da? Dar haideți să nu uităm că și bărbații ăștia au o mamă, au o soră, au o rudă și așa mai departe, prin care noi suntem alături de această istorie. Și mai mult decât atât. Ce înseamnă astăzi pentru copiii, copilașii care sunt aici atât de frumoși și îmbrăcați astăzi, ce înseamnă pentru ei patriotismul, ce ar trebui să însemne? Ar însemna, cred, o poveste frumoasă spusă de părinți, de către bunici, despre eroii neamului și mai ales despre eroii locali. Să vorbim despre legendarul Elisei Ursac, celebra călăuză care a îndrumat armata română pe aceste cărări, în celebrele bătălii, crâncene și foarte dure de pe Cojna, Oitus și așa mai departe. Este momentul să vorbim de grenadierul Mușat, care și-a pierdut o mână și cu cealaltă mână a zis vreau să merg pe front să-mi ajut soldații și a murit aruncând grenade împotriva dușmanului. Asta înseamnă pentru cei mici, să aud poveștile de eroism. Pentru că dacă trăim vremuri grele, avem nevoie de modele, avem nevoie de exemple că în trecut aveam curaj, că în trecut eram împreună. Și ce înseamnă asta pentru noi? Că mai putem fi azi împreună, că putem să mai facem fapte de eroism. Poate să nu ne dăm viața pentru patrie, că vremurile s-au schimbat. Pentru că trăim într-o epocă foarte pașnică, cea mai pașnică epocă din istoria umanității, conform datelor. Și atunci patriotismul ce mai înseamnă? Ca opinie personală, cred să ne facem treaba acolo unde suntem puși. Să ne facem treaba cu datorie, cu pasiune și să încercăm să fim solidari atunci când momentele sunt mai grele. Înseamnă să menținem curățenia prin oraș când mergem pe stradă. Înseamnă să vorbim frumos și respectuos față de patrie și patriotism. Înseamnă că ai o datorie morală, în ultimă instanță, pentru a cinsti patria și eroii care au făcut posibil ca noi împreună astăzi să fim aici, să putem spune trăiască România mare. Doamnelor și domnilor, vă doresc la mulți ani de Ziua Națională și fie ca viitorul
să fie din ce în ce mai bine, chiar dacă pe moment, că așa a fost mereu în istorie, pare că este greu, dar să nu uităm, orice moment, oricât de greu ar fi, trece și apare speranța. Și cu aceste gânduri în minte, vă doresc să vă bucurați de această zi împreună și în fiecare zi care va urma. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule profesor! Chiar dacă este rece, haideți să trăim cu toții românește, să ne bucurăm de câteva clipe de folclor, susținute de către colegii noștri din ansamblu de la Centrul Cultural Ion Talianu și ansamblu Datin Trotușene. Un cântec istoric ne aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți, ascultați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți, ascultați. Treceți batalioane române, carpații, la arme cu frunze și flori. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. Ardealul, Banatul, Crișana ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Sărută-ți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Înainte, înainte, cu sabia în mână, hotarul nedrept să-l zdrobim. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-o fi să ne îngropăm de fii. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-o fi să ne îngropăm de fii. Cu săbii făcurem unirea cea mare, spre Alba cu toții porneam. Toți oamenii țării semnau întregirea, voi între întregului neam. Toți oamenii țării semnau întregirea, voința întregului neam. Treceți batalioane române, carpații, la arme cu frunze și flori. A noastră izbânda, ai noștri sunt frații, trăiască în veci trei culori. A noastră izbânda, ai noștri sunt frații, trăiască în veci trei culori. Și haiducii lui țin în mână un pumnal. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai. Și Ardealul și Banatul, Dobrogea și tot regatul. Basarabia iubită cu România înfrățită, un buchet de flori de mai. Stă de bază în Codrideș Ștefan cu ai lui Răzeș, Ian cu Craiul moților, e stăpânul munților, pentru noi că trăiești. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și tot regatul. Basarabia iubită cu România înfrățită, un buchet de flori de mai. Porător
românilor putere, pași ștape și câmpii, a românilor mocii, asta-i marea noastră avere. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și tot regatul, Basarabia iubită cu românii înfrățită, un buchet de flori de mai. Noi aici ne-am născut, țara noastră-i pământ sfânt, am primit din cer un dar, un loc sfânt, un sfânt hotar, să-l iubim până la mormânt. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și tot regatul, Basarabia iubită cu românii înfrățită, un buchet de flori de mai. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și tot regatul, Basarabia iubită cu românii înfrățită, un buchet de flori de mai. Mulțumesc! Noi suntem români, noi suntem români.
Ei, mulțumim! Urmează încă un moment emoționant, depunerea coroanelor de flori la Monumentul Eroilor. Consiliul Local Târgu Ocna. Și postul de jandarmi Târgu Ocna.
Flori, Salina Târgovna. Mulțumesc tuturor pentru astăzi că ați putut fi prezenți în această piațetă. Am sărbătorit românește. La mulți ani România, la mulți ani români, la mulți ani tuturor târgocnenilor. Mulțumim instituțiilor implicate, poliție, jandarmerie, unitățile Ministerului de Justiție, preacucernicilor părinți, domnului vicepreședinte a Consiliului Județean, ansamblurilor participante astăzi în piațetă. Dumneavoastră vă doresc multă, multă sănătate, sărbători binecuvântate și multe, multe bucurii.